Bună dimineața, lume bună și frumoasă, uitare, mă bucur că sunteți alături de noi. Azi e vineri și intrăm în weekend așa cu atitudine și noutăți frumoase și cu acest buchet de flori, flori de primăvară. Le mulțumim tare mult partenerilor noștri că de fiecare dată ne pun la dispoziție cele mai frumoase flori. Și cu o invitată extraordinară, o mămică de nota 10 cu plus și bravo și o viitoare mămică de al nouălea copil. Bună dimineața, Marina Cârnați! Cu mare drag! Vrem să-ți dăm acest buchet de flori, să fii sănătoasă și să fie sarcina ușoară. Cea de-a nouă. Foarte frumos, da. Felicitări! Felicitări! Un copil e o binecuvântare. Și e o misiune deloc simplă, pentru că deja nu te gândești doar la tine, te gândești la inimioara care e lângă inimioara ta. Cum te simți? Minunat! Foarte bine mă simt. Ai noroc de genetică, ca să zic așa, sau deja și experiența, știi, când să-ți asculți organismul, cum să reacționezi în funcție de semnele care ți le... Cred că și genetica, dar și alimentația, da, foarte bine pusă la punct, de asta tot ajută, sigur. Cum a reacționat toată lumea? Eu am intrat pe rețelele de socializare la postarea ta și am văzut acolo atâtea mesaje că am închis mesaje. Zic, ok, s-a împărțit lumea în două tabere. Cineva care zice, ce le mai trebuie a noulea copil? Parcă zici că din mâncarea lor îi hrănești. Și altcineva care spun că da, într-adevăr, e o minune, o bucurie și wow. Oamenii cum reacționează ca la așa mesaje? Ca orice știre, ca orice... Probabil, cum reacționezi la mesajele mai negative? Blochez? Toată lumea știe. Nu e energia negativă. Nu, de ce? Da. A fost a noulea copil? Fiecare are problemele sale și le exteriorizează cum dorește. Tot e drept. Așa și este, de fapt. Cum ați programat al noulea copil? Vi l-ați dorit? Adică a fost ceva programat? Eu nu. Aha. Eu căutam gemeni. Ah, serios? Aha. Chiar sincer, a fost așa în două luni când am fost la ecografie. Aha. Și căutam, zic să fie. De ce e posibil să alegi? Reușit. E posibil să alegi? Nu, poate să supra ovulez, știi? Mă gândeam să fie doi ovuli și mă duceam la un medic, normal, dar nu există așa ceva, de unde tu ai luat asta? Asta e minciună. Genetic, aveți rude? Nu prea. Păi șansele sunt mai puține, am înțeles. Dar de obicei când la o sarcină, care un sarcină după sarcină, la mama care are mai mulți copii, de obicei, uite, la urmă, poate să fie ceva. Adică tu ai vrut gemeni în genere? Foarte greu deodată. Deși... Nu, am vrut ceva nou. Și iată, asta sunt soțul meu, program bine că el programează așa cum vrea el. Și am văzut pe internet că a zis când a programat soția, n-a fost. Când a programat eu, a fost să fie. Da, de ce planificat, sigur. Cum primești aceste noutăți? Pentru că nu-i vorba de primul, al doilea, al treilea, al patrulea, deja al noulea copil. Ca prima oară. Asta-i, da? Da, ca prima oară. Aceleași emoții. Da, aceleași emoții. Și iubești la fel și nu e nicio diferență. Cum reușești, Marina, să le acorzi atenție copiilor tăi? Pentru că sunt diferite vârste, fetițe băieței, temperamente diferite. Cum reușești ca să le acorzi suficientă atenție astfel încât să crească maturi conștienți de tot ce li se întâmplă și să conștientizeze tot ce îi înconjoară? E o întrebare care apare la mulți, dar și persoanele sau părinții care au doar un singur copil. Câți dintre ei pot spune că atenția de care el are nevoie din partea părinților o primește 100%? Mai ales dacă au joburi. Chiar un singur copil. Așa. Deci din 90% cred că pot să spun că nu pot. Uh-huh. Deci aia, da, este mai anevoios, mai mult efort din partea noastră a părinților, dar noi simțim, noi cunoaștem pe fiecare cine are nevoie în acel moment mai mult atenția din partea noastră și cine poate să mai aștepte. Asta e bine că, da, simți copilul și știi ce mai bine, îl vezi după... Da. Știu că sunt foarte antrenați în activități copiii tăi, nu stau... Că iarăși zicea cineva, a făcut copilul și o să-i crească cei mari pe cei mici. Da. Dar, de fapt, știu că spunea iarăși pe rețelele de socializare că te urmăresc, ei sunt foarte antrenați în activități, cei mari, care merg la școală. Da. Cum ai reușit să le faci programul? Ei singuri și-au ales ce vor să facă, i-ai ascultat iarăși? De multe ori, dar și le-am propus. Mm-hmm.
una alta, pentru că copilul nu știe, trebuie să-i propui. Însă dacă ceva a făcut și nu-i place, a făcut și tenis, badminton, la bazin au mers și nu le-a plăcut, nu, le-a, nu se simte cu ok, renunțăm pe o perioadă. Sau dacă eu nu reușesc să-i duc sau soțul nu reușește, iarăși renunțăm pentru o perioadă, pentru că asta tot înseamnă mult efort din partea noastră. Să-i ducem aceștia. Să-i aduci, da. Să-i trafic. Da, atunci când sunt mici. Aștia mai mari deja fac singuri. Cea mai mare are 15 ani și nu are nicio credință. Deci el e la colegiu. Nu ne crede de mare. Wow. Da, și nu are altă activitate. Deci el programator, vrea să devină și e deja concentrat el acolo. Începe să înțeleagă ce vrea. Dar să facă. Dar Manuela, care e cea mai mare fiică, deci ea, doamne, deci pe ea e prețioasă. Se dai toate activitățile, deci ea se descurcă cu tot. Adică e nu stă acasă organizat. Copiii cei mici. Nu stă acasă copiii cei mici, pentru că mulți ziceau că chinuita mititica. Deci nu are timp în camera ei, deci are camera separată. Deci intră uneori și zic, Manuela, asta e camera ta. Nu are timp să facă curat. Păi adică foarte bine se dezvoltă și capătă abilități care o să-i prindă bine are. Viață. Deja are. Deci da. Ea sunt absolut liniștită. Întâia care are iarăși tot următoarea de a fi, că iarăși sunt liniștită. Că... Cine, băieții sunt mai așa cu... Și băieții tot sunt responsabili. Adică dacă îi țin cum acolo în fața mea... așa? Pentru că îți mărturisesc ceva. Din burtică. Adică, din burtică? Da, soțul meu deodată vorbește. Uite, aveți grijă, mama, acolo crește un frățor sau o surioară, da? De la bun început. Deci e timp de 9 luni, învață, da, uite, deja este un om în plus la noi în familie. El este acolo că prezent. Că pe mine asta mă uimește, organizarea asta, pentru că chiar îmi spunea cineva care merge în parc la Valea Morilor. Și îi vede câteodată cu soțul, copiii și au zis că atât de organizați, atât de politicoși, atât de... adică nu fac gălăgie, nu destabilizează niciun fel și asta mă gândesc. Cum, care e secretul totuși să crești un copil atât de echilibrat și ascultător totodată și respectuos? Soțul meu e tare gălăgios, nu știu cum. Soțul, da, dar copiii... El dacă intră în parc, tot parcul se aude. Dar venit cârnați. Cum reușesc să vă asculte atât și să iau față așa. De posul ăsta de respect care parcă nu e impus, dar este, știi? Da, 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 da. Așa am vizualizat eu familia asta. Așa am vrut eu. Deci eu... Totuși mama ține... Da, eu țin, da. Și asta vreau și acolo unde simt că, uite, e nevoie mai multă muncă, aha, acolo și depunem mai multă atenție. Vreau să te întreb, bebelușul în burtică, încă știi deja ce este? Că bănuiesc că da. Da, știm. Și spui sau... Nu. Nu? Am înțeles că în culise ați făcut pariuri. Da, lumea se gândește, fiți băiețel. Eu zic că e băiețel. Nu știu de ce, așa mă gândesc. Eu zic că e băiețel. Pentru că sunt două fete la urmă, trei fete la urmă. Da, că aveți... Da, trei fete la urmă. Dar voi ce vă doriți? Sau nu contează? Nu, asta și că nu vreau să zic, pentru că nu contează până la urmă. Sănătos să fie. Da, sănătos și până la urmă, oricum, avem și fete dar și nu băieți. Să faceți, cum se organizează acum, îmi plac foarte frumoase show-urile astea, gender party, în care se dezvăluie sexul copilului. Probabil interesant când ai, de exemplu, 5 fete și aștepți, aha, și chiar ai planificat, știi? Sau ai 7 băieți și aștepți, chiar e fain și mie îmi plac, știi? Dacă nu, ai de toate, ce contează? Aha. Oricum, la mine nu mai este, chiar să fii și băiat sau fată, nu mai este echilibru. Stai așa, dar numele va fi cu T sau cu M? Că la voi e o tradiție frumoasă în familie, inițialele părinților. Este și numele deja pregătit. Este deja. Da, da, da. Și e cu, de data asta, așa, ultima fetiță, Mia, înseamnă cu T. Următorul, logic, nu? Nu știu. Interesant! Dar păstrezi suspansul. Dar iată, când alegeți numele pentru copiii mai mici, cei mari, decid? Adică îi întrebați părerea? Aveți un consiliu al familiei? Cum obișnuiți? La Mia eram la dubii, pentru că erau mai multe nume, aha, interesante. Așa. Și zice, hai mai întâi asta și până dacă, cum mai era încă un nume care mi-a plăcut. Și dacă o să fie următorul, o să vedem cum va fi. Da. Adică vom folosi acel de rezervă. Aha, și îl folosiți de data asta? Iarăși. Secretasă, Marina. Dar de obicei nu. Deci eu, pentru mine e important să văd anume, să cercetez ce înseamnă acel nume. Deci e foarte important. Da, el la auditiv poate să fie foarte plăcut, foarte armonios. Da, e. Dar însemnătatea, de unde vine, cum, ce înseamnă, da, tot contează. Iarăși, că vorbeam în redacție, spun că e subiect interesant. Vă doriți, spre exemplu, cineva zice, vreau 10 copii, vreau 12 copii, vreau un număr anumit. Voi aveți un din număr copii? De copii? Din copii
copiii mei care da, vor? În sensul că, nu, a, noi voi, chiar, cuplu. Părinții. Vreți 10, 12 sau cât o da Dumnezeu? De fiecare dată când naștem, când naștem, deci păi da, chiar, chiar în secunda când naștem și vedem că e tot sănătos și bine și eu mă simt bine, soțul zice, gata, mulțumesc Domnului, asta e ultimul copil. Am prea mare stres. Și uită. Și uită. Vede că ne descurcăm bine, ne, rutina așa, ne organizăm bine și deja începe iarăși peste un an. Poate mai poate facem. Încă unul. Da. Dar la modul serios, acum acasă cu tine, câți copii sunt care nu se duc la grădiniță, că sunt prea mici? Doi. Doi? Da. Și din burtică. Da. Și te descurci. Da, dar ce greu. Iată, eu am stat o săptămână cu Adrian acasă bolnav și nu știam cum să ies mai repede la lucru, Marina, da. Sincer. Da, asta nu știu cum se da, atunci explică. Când e una, dar la noi poate de că experiența nu sunt toți unul după altul bolnăvicios și dacă este ceva, atunci pe scurt timp, da? Și noi încercăm să, și se joacă, să ținem sub control. Știți cum vorba, să ia unul cu altul. Fetele se joacă când da. Noi. Da. Avem pregătite întrebări cu da și nu pentru tine. Ne gândeam să mai răspundești la întrebări așa diferite, mai diferite, da. Ok. La un moment dat ați spus într-un video, zic colegii mei că eu nu am văzut asta, că vă doriți 10 copii. E adevărat sau nu? Undeva s-a menționat că voi ați că 10 copii. Cred că dacă zice, dacă zice, deci, da. Cu Doamne ajută. Cu Doamne ajută. Vi s-a întâmplat vreodată să uitați vreun copil acasă, ca în Home Alone? Da, recent. Care din ei? Chiar ne-am pornit în România. Era dimineața. Și a dormit, iar ăștia de eu. Iar eu am îmbrăcat tot și zice, nu e unul la număr. Dar nu ne-am pornit fără el. Și l-ați luat, v-ați întors. Da. Dar el, Tadeu... Da, ca să înțelegi ce soțul a încuiat tot ușa, tot era... Deci... Numărați! Tadeu nu-i! Dar fiți ca în film, numărați! Da, da, așa și este. Păi, evident. Da. Primul lucru pe care îl faci dimineața, deschizi telefonul sau te apuci de gătit? Deschizi telefonul? Dintre astea două? Da, care? Da, telefonul. Telefonul. Și gătești pe la 7 dimineața. Știu că ești foarte matinală ca să reușești să... Iată și aici cu gătitul e o artă aparte. De obicei dimineața deja ai gătit? Deja ai pregătit. Ca să nu umblu cu... Tot e drept. Capul în vânt. Dacă nu ai fi o persoană influentă pe rețelele de socializare, așa cum ești, te-ai face avocat? Că asta ai absolvit. Da? Da? Păi asta e și era. Asta e profesia. După a șaptea, până la a șaptea. Dar nu te gândești să revii la profesie? Nu, acum nu. Acum categoric știu că nu. Se întâmplă să încurci numele copiilor? Uneori, da. Dar datele de naștere să le uiți? Da. Cu oaie și cu sarcine. Da. Memoria. De acord. Se subțeam. Alo, mama! Eu. Soțul meu ține minte tot. Soțul, da. Dar bunicii? Încurcă? Da. Păi clar, e și logic până la urmă. Da. Apropo, ai putea în anumite condiții să înfiezi un copil? V-ați gândit vreodată la asta? Să le oferiți o casă unui suflet care are aș nevoie. Putea, dar ar trebui să fie o extremă necesitate. Na, am priceput. Îți este frică să îmbătrânești? Nu. Frumos. Eu abia aștept să îmbătrânesc, să mă văd cum va fi peste 20 de ani, dar 30 de ani. Dar să știi că se spune că e binecuvântare să ajungi la bătrânețe, pentru că mulți nu ajung acolo. Binecuvântare să vezi copii, nepoții, da, așa și da, este. Da, nu trebuie să-ți fie frică de bătrânețe. Da, da, da. Organizarea e cheia succesului în familia Cârnaț? Da, și pozitivismul. Și pozitivism. Da. Și să luăm lucrurile așa și să facem pași mici în fiecare zi pentru asta. Nu pur și simplu, hai să râdem, hai să fim pozitivi. Frumos. Asta e foarte... Și asta ți-aduce împlinire și te dezvoltă. Cu siguranță. Este, apropo, adevărat că ați refuzat alocația la unii copii din partea statului? Nu. Tot ceva... Da, răsfoit internetul. Dar te deranjează când apar știri neadevărate despre familia voastră? Pentru că, hai să recunoaștem... N-am auzit știri neadevărate. N-au fost. Poate comentarii neadevărate. Comentarii, dar știri... Dar știri nu. Din câte eu știu, știri nu. Pentru că subiectul familiei Cârnați e unul de actualitate, știi? Orice portal care face știri despre voi e garantat vizualizările, sunt garantate vizualizările și comentariile.
Nu te deranjează că pe baza voastră se face trafic Nu, din potriva asta, comentați mai mult, faceți acolo dezbateri, atunci televiziune vor veni la mine portalul. Da. Și eu tot voi crește. Ești una dintre cele, apropo, mai de succes persoane influente din mediul online, pentru că eu așa vizualizări de mari pe stories, eu nu am văzut la nimeni, nici chiar la cei care au mai mulți. Sunt mai mulți. Care au mulți urmăritori, dar nu și atâtea vizualizări. Adică eu am senzația mai că... Mai sunt blogger. Tu ești topul care are. Să ai 130 da. Ceva de mii de vizualizări pe zi, asta e wow! Asta e wow! Ești foarte strict atunci când accepti contractele de colaborare. Da. Ești strict. Analizezi... Sunt foarte. Și reușești? Sunt dură, știu și valoarea, știu și prețul, știu că... Eu știu că eu tot am o afacere și știu cum, cât de influent e cuvântul meu. Uh-huh. Și eu am lucrat la asta, pentru că eu foarte mult am refuzat, n-am promovat în stânga și în dreapta orice. Nu e nimic ce am promovat, n-am recomandat să, să fiu, uite, să zic, uite, dar ai recomandat ceva atunci, mai ești de acord acum? Da, da, sigur. Nu, asta e foarte bine, nu că tu nimic matur, care, da. Da, și asta e, publicul are încredere în mine și îi mulțumesc pentru asta. E scumpă, Marina, și... Cârnați pe rețelele de socializare? Scumpă, eu deodată și spun la oricine. Scumpă și prețioasă, așa și eu. Nu, deodată și le spun la cei care apelează la mine și zic, măi, din ce vrei tu să fac, eu nu pot să fac ca oameni. Deci eu, la moment, mai degrabă nu fac nimic, nu arăt nimic, îmi arăt liniștită viața mea, decât să fac la un preț mai mic. Pentru că eu știu cineva o să îmbogățească foarte bine. Dar eu sunt de acord cu tine, adică trebuie să știi valoarea pentru că până la urmă, tu ai venit la mine, nu eu am venit la tine, știi că zic acum de cei care cer colaborări. Eu sunt de aceeași părere. Da. Și când că suntem la final de interviu și încă câteva curiozități, când urmează să naști? Mi-arată aplicația pe 24 iulie. Aha. Cam e așa. Leu cam. Leu, da, e nu cred în asta. Nici nu? Nici nu am cercetat. Să știi că e foarte bună zodie. Da, da, e bună. Și pentru fete și pentru băieți. Și lei și racii, de fapt, că e perioada racilor, aleilor. Poate, da. Dar nu știu dacă o să fie exact asta. De obicei eu extind. Și după. Ah. Da, cum, vom vedea. Cum o fi să fie și cum, știi, cum fiecare copil are un destin, are ziua lui când se naște și atunci cum o fi să fie. Eu îți mulțumesc. Fie natural și liniștit. Da. Și... Natural ca, ca și celelalte 8 sarcini. Da, sper. Da. Da. Dar cu știi, cum tot e imprevizibil. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu îți mulțumesc din suflet că ai venit la prima oră. Cu mare, mare drag, tot respectul meu, îți spun ca de la mama la mama. Știu. Faci o muncă incredibilă. Eu nu știu cum reușești, dar faptul că tu ești bine, copiii tăi sunt bine, familia e bine, cred că ăsta e până la urmă răspunsul. Da. Și ești atât de vizibilitate atât de mare în casa voastră, că n-ai cum să ascunzi acolo vreo 3 oameni care te ajută. N-ai cum să-i încui și să-i ascunzi. Atât de asta da, vorbim. Da, dacă lumea zice că are precis vreo 3 doamne acolo care lucrează de zor. Da, și eu întreb, dar zi-mi tu mie, care ar fi scopul eu să ascund? Tot simplu stau și mă gândesc. Asta e altă întrebare. Mersi că ai venit. Sarcina ușoară și de acum înainte. Mulțumesc foarte mult. Și te mai așteptăm până în iulie, te mai așteptăm să vii la prima oră. Doamne ajută. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet. Fetelor, ați văzut, e posibil dacă ești organizat și dacă faci totul cu mult entuziasm și mult pozitiv. De fapt, e foarte important în viața asta să fii pozitiv, treci mai ușor peste orice încercare. În această dimineață, la prima oră, Marina Cârnați, căutați-o pe rețelele de socializare și susțineți-o așa cum puteți. Cum zic eu de fiecare dată, dacă nu vrei să zici un cuvânt de bine, mai bine nu zici nimic și treci pe alături. Dar dacă vrei să zici ceva frumos, atunci lăsați un mesaj delicat și drăgălaș.